Sunt Simina Teodorescu și pentru prima dată am bucuria și onoarea să pășesc pe meleagurile domniilor voastre și vă spun doar atât. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu ani mulți, cu belșug, cu sănătate, cu oameni înțelepți care să vă călăuzească în fiecare zi și bucuria de a fi în mijlocul dumneavoastră este extraordinară. Vă mulțumesc, vă spun la mulți ani, Răucești, vă spun la mulți ani, oameni dragi, și haideți astăzi să sărbătorim Românește, ediția 16-a a Zilei Comunei Răucești. Bucurați-vă de sărbătoare, bucurați-vă pentru că este ziua dumneavoastră. Astăzi este o încununare a tot ceea ce înseamnă muncă, iubire, dragoste, dor, durere, toate într-un singur cuvânt, bucurie, toate într-un singur cuvânt, binecuvântare. Vă mulțumim că sunteți aici și cum niciun lucru nu începe fără Dumnezeu, am bucuria de a invita alături de noi pentru a binecuvânta această zi, pentru a aduce soarele și a ne bucura de cântec, de joc și de voie bună, pe preacucernicii părinți, preot Mihai Vrânceanu, preot Dumitru Cramba, preot Iacob Constantin, preotul Luca Constantin, preotul Cristian Popa, preotul Grigore Irinel și preotul Ștefan Cenușă. Doamne ajută! Împărate ceresc, învietorule, Duhul adevărului care pretutindești și toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și să lăsuiești între noi și ne curățești pe noi de toată tineciunea și mântuiești bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mirește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mirește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mirește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vinică neptițele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm, scădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, scădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce mă faci mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad și Domnul m-a sprijinit tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptelor. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat. Dreapta Domnului a făcut putere, nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului.
Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat, deschideți mie porțile dreptății și intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra întrând, să te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă, zditoria aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O Doamne mântuiește, o Doamne sporește, binecuvântează este Cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântatul v-am pe voi din casa Domnului Dumnezeu, este Domnul și s-a arătat nouă Dumnezeul meu, ești Tu și te voi lăuda. Tocmiți sărbătoarea cu ramuri umbroase până la coamele altarului Dumnezeul meu, ești Tu și te voi înălța, te voi lăuda, că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ți Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ți Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserică aceasta, pentru cei ce cu credință evlavie cu Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Napra Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor, și pentru iubitoare de Hristos, armată Domnului, să ne rugăm. Pentru satul acesta, comuna aceasta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum nevrednicilor robilor săi, și cu îndurare să ne miluiască pre noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inima smerită, pentru facerile de bine ce le-am primit de la dânsul, și căutăm mâie cu bun miros și cu ardere de tot bine primită să fie Lui, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor robilor săi și buna cerere și dorirea credincioșilor săi, totdeauna spre bine să o împlinească ca un milostiv și totdeauna să ne dea faceri de bine nouă și Sfintei sale biserici și la tot credinciosul său popor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică pe robii săi, locuitorii acestei comune, și pe noi, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu curățirea îngerilor săi, totdeauna să îi îngrădească pe credincioși și să-i rogi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ei, prea sfânta, curata, prea binecuvântată, Părintea Stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoarea, și pururea pe Țara Maria, cu toți Sfinții s-o pomeni. Vreau, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește!
Dumnezeu său dă. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumitor fiind noi nevrednici robite, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari ce le-ai făcut asupra noastră, lăudând-te binecuvântăm, mulțumim, cântăm și slăvim arăta milostivire și cu dragoste, ca niște robi strigăm ție, Făcătorule de bine, Mântuitorul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de binefacerile și darurile Tale, ca niște rob neîntrebnici, întrebând în vrednicindu-ne, în dar stăpâne, cu nevoințe alergăm la Tine, mulțumire îți aducem după putere, și slăvindu-te ca pe un dătător de bine și a toate făcători strigăm, slavă ție, Dumnezeul nostru, întru tot îndurate, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare creștinilor, noi robii Tăi agonisim mijlocirea Ta, cu mulțumire strigăm ție, bucură-te, prea curată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, și ne rugăm totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile, cu rugăciunile Tale, gravnic ajutătoare. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face. Orice va zice, el se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați și vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșalele voastre. Căci dacă voi nu veți ierta nici Tatăl vostru cel din ceruri, nu vă va ierta greșalele voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și tot cugetul nostru să zice, Doamne, miluiește! Doamna, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscop Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule, și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi, ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu sârguință ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne!
asculta cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor Tăi și arată spre noi, spre toți, mila Ta cea bogată, trecând cu vederea greșalile noastre. Rugăm-ne Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie întru tot bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei Tale și trimite totdeauna ca un îndurat robilor Tăi, mila Ta ce bogată și îndurările Tale, și izbăvește pe robii Tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrășmași, pe ei biserica Ta cea sfântă, comuna aceasta și pe tot poporul Tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune, întru tot îndurate împărate, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv și nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ești Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu milință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi, a conducerii comunei acesteia, a locuitorilor ei, și ca pe un Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi și cu milostivirea ei învrednicită a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune, și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumirea aduce, cele prea bune a grăi și a cânta Ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Cătorului Tău Duh, Dumnezeule Celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Duhurile dreților celor ce s-a săvârșit, odinește, Mântuitorule, sufletele robilor Tăi, păzindu-le pe dânsele într-o viață cea fericită care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihnă Ta, Doamne, unde toți Sfinții Tăi se odihnesc, odihnește, Mântuitorule, și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe dânsi într-o viață cea fericită care este la Tine, iubitorule de oameni. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te pori la ea, și ai destinat durerile celor firecați. Însuși sufletele robilor Tăi le odinește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Porna curată și prea nevinovată fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire,
sufletele adormiților, robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Călcat martră și el însurpat și ai dărit viața lui tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților rogilor tăi eroi, căzuți pe câmpul de luptă, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suflinarea. Și le iartă lor ca un bun și tot de oameni toată greșeala ce au săvârșit cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm împreună și cele fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, fă, Doamne, adormiților robilor tăi care azi se pomenesc, și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Neam, neam, din veac în veac și de pe lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte încăr și celor din morminte viață. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Bună ziua tuturor! După această frumoasă slujbă de mulțumire, eu zic să începem cu imnul de stat. Thank you.
Mulțumim domnului profesor Michi Atomei și a fanfarei Răucești, băieți în devenire. Să-i aplaudăm. Ei vor mai apărea pe scenă. Preacucernici părinți, domnule primar de la Drăgănești, domnilor consilieri, doamna consilier local, dragi răucești, iată că după o lungă perioadă și nu puțin, spun când spun lungă perioadă, pentru că din anul 2019 noi nu ne-am mai văzut. A apărut acea pandemie și nu s-a mai putut face nimic. Iată că astăzi a rânduit bunul Dumnezeu ca să avem și vreme bună să ne vedem din nou. Eu vă spun tuturor că vă iubesc și vă prețuiesc și aveți încredere în noi, în echipa primăriei, că ne ocupăm de această comună ca să o ridicăm pe podium, acolo unde este locul comunei Răucești. Și vreau să vă spun tuturor la mulți ani pentru ziua de azi, la mulți ani, dragi răuceșteni. Vă doresc o zi frumoasă, cu distracție la maxim și îi așteptăm și pe cei care sunt acasă și ne aud să vină alături de noi. Zi cu bucurie, dragii mei! Las pe doamna, de fapt, doamna prezentator în mână mie. Avem niște diplome de aleasă cinstire pentru părinții noștri dragi care se roagă pentru noi în fiecare zi și la fiecare sfântă liturghie. Diplomă de aleasă cinstire do părintelui Cramba Dumitru. Vă mulțumim, părinte drag, că sunteți alături de noi. Părintelui Luca Constantin, părintele meu, de la care, acolo unde merg eu la biserică, părintele paroh, la oglinzi. Părintele Iacob Constantin. Părintelui Cenușă Ștefan de la Sârbi. Părintelui Popa Cristian Constantin de la Ungheni. Părintelui Vrânceanu Mihai. Să rămână, Părinte, să ne audă bunul Dumnezeu, să fim sănătoși, să mergem mai departe. Părintele Grigore Irinel de la Săvești. Avem și pentru părinții care lipsesc, dar îi așteptăm în cursul zilei și o să le mânăm și dumnealor aceste diplome, pentru că merită. Vă mulțumim pentru tot! Mulțumim și în aplauzele dumneavoastră! Îi dorim multă, multă sănătate, putere de muncă domnului primar Dumitru Bălăjel. Mulțumim, preacucernici părinți, pentru cuvântul, pentru slujba, pentru Dumnezeu în mijlocul nostru. Iar acum, dragii noștri, din nou îi dau cuvântul domnului primar. Dragii mei, să știți că am și eu emoții și nu puține. Vreau să mulțumesc Consiliului Local care a fost alături de noi tot timpul în această perioadă, care ne-a ajutat pentru proiectele mărețe și chiar și pentru ziua de astăzi au contribuit și dumnealor ca să facă într-așa fel ca această zi să ne fie pe plac tuturor. Mulțumim, dragi consilieri, să vă dea Domnul multă sănătate, cu pace, cu liniște. Mulțumesc
tuturor colegilor mei din primărie, care avem o săptămână care plecăm de aici la 8-9 seara. Le mulțumesc mult tuturor colegilor, pentru că au fost alături de mine și au făcut ca acest stadion să arate așa cum este. Și dumneavoastră vă mulțumesc că sunteți, ați fost și cred că veți rămâne alături de mine. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Dar dumneavoastră rămâneți în continuare alături de noi, alături de mine, pentru că, dragii noștri, această zi de sărbătoare este și ziua iubirii, o zi în care sărbătorim, în care îmbrățișăm, în care apreciem nunta de aur, acele cupluri care pot oricând să ne fie cuvânt de învățătură, ne pot da acele sfaturi prețioase despre răbdare, despre încredere, loialitate, respect și iubire. În aplauzele dumneavoastră vor urca pe scenă pentru a-și primi florile, recompensa, meritele, îmbrățișările. Ilie și Emilia Zaharia din Oglinzi. Voi citi mai multe cupluri care astăzi sărbătoresc alături de noi nunta de aur și invităm alături de noi pe scenă. Familia Ilie și Emilia Zaharia din Oglinzi. În aplauzele dumneavoastră. Familia Vasile și Aurica Bobric din Oglinzi. Familia Vasile și Eleonora Grigoraș, Răucești. Familia Gheorghe și Ana Vasiliu, Târgu Neamț. Familia Gheorghe și Safta Apostoaie, Răucești. Familia Ioan și Maria Istrate, Oglinzi. Vă invităm alături de noi, vă invităm să urcați pe scenă, domnul primar este chiar aici și vă așteaptă cu mare drag, cu multe emoții, cu mult respect pentru domniile voastre. Familia Ilie și Elena Ionică, din Oglinzi. Familia Ilie și Elena Iftode, Oglinzi. Familia Vasile și Maria Voina, Răucești. Familia Vasile și Maria Humă, Răucești. Familia Gavril și Maria Maftei, Săvești. Familia Ion și Catinca Sava, Ion și Catinca Sava, Oglinzi. Familia Petrea și Natalia Apostol, Târgu Neamț. Familia Vasile și Dorina Băhneanu, Răucești. Familia Simion și Cristina Tolontan, Oglinzi. Familia Vasile și Georgeta Pântea. Aplauzele dumneavoastră pentru tot ceea ce înseamnă 50 de ani. 50 de ani doar numărați zile, nopți,
cu dor, cu griji, cu bucurii, cu dureri, dar cu multă iubire, cu mult respect, încredere și cu tot ceea ce poate aduna mai puternic și mai prețios un cuvânt. Noi! Aplauze și bunul Dumnezeu să vă dea multă, multă sănătate, bucurii, zile senine, oameni dragi care să vă fie aproape, sănătatea pe care să o cultivați și să o hrăniți de-a lungul anilor ca să vă puteți bucura de cei dragi, să vă puteți bucura de oaspeți, de familie, de copii, de nepoți. Astăzi, eu mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut bucuria și onoarea să întâlnesc oameni care cu siguranță au povești de viață extraordinare, care oricând ne pot învăța sau ne pot sfătui ceea ce înseamnă încrederea, răbdarea și bucuria de a fi împreună peste ani și ani. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea sănătate și respectul din partea noastră astăzi îl aveți în aplauzele dumneavoastră. Dragii noștri, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și Dumnezeu va ține cu noi și va fi o zi minunată astăzi. Vom fi feriți și de ploaie și ne vom bucura de cântece, de dans, de voie bună, de tot ceea ce poate românul să ofere într-o zi de sărbătoare pentru aceste locuri care, în primul rând, valoarea le dau oamenii. Oamenii acestor locuri, vă mulțumim, vă mulțumim că ne sunteți gazde, mulțumim, dragi oaspeți, care astăzi ați ales să petreceți alături de Comuna Răucești. Oameni care atunci când faci primii pași spre comună, te întâmpină cu tot ceea ce înseamnă gospodar, tot ceea ce înseamnă bucuria unei vieți trăite frumos. Vă mulțumim pentru energia locurilor unde astăzi am avut bucuria să pășim, unii dintre noi pentru prima dată, dar cu siguranță nu va fi și ultima. Suntem binecuvântați că am ajuns pe aceste locuri, pe aceste meleaguri, suntem atât de încântați că astăzi vom petrece împreună cu dumneavoastră și vă spunem încă o dată la mulți ani și anii care vor veni să fie încărcați în primul rând cu sănătate, cu belșug, cu liniște, cu iubire și cu tot ceea ce sufletul dumneavoastră poate primi și dărui. Vă mulțumim! La mulți ani, Răucești! Mulțumim, fanfare Răucești!
Maestre, vă predau microfonul, aveți... Vă rog să încântați acești oameni minunați care îi avem în fața noastră. Mulțumim, fanfarei comunei Răucești. Iată că tinerețea și copilăria poate fi văzută și prin alți ochi. Iar pentru bucuria, pentru devotamentul, pentru munca neîntreruptă, pentru toată răbdarea pe care o pune în slujba acestor copii, în slujba talentului, a frumosului prin muzică, îi mulțumim în aplauzele dumneavoastră domnului profesor Atome Mihăiță. Și iată că această fanfară care va aduce culoare într-o zi de sărbătoare este formată din tineri, din copii, din oameni care îmbrățișează muzica, îmbrățișează frumosul. Astăzi, pentru prima dată pe scenă, fanfara Răucești, Comunei Răucești 2023. Emoție, bucurie, iubire de frumos, de oameni, de țară, totul prin muzică. Haideți să ne bucurăm în minutele următoare alături de acești oameni minunați. Fanfara Comunei Răucești. Aplauze vă! Thank you.
bine că domnul profesor, vă dăm cuvântul. Mulțumesc. Vreau să mulțumim în primul rând domnului primar pentru încrederea acordată acestor copii. Se pregătesc intensiv, prima lor apariție în public. Fiecare, abia anul ăsta, în primăvară, a pus mâna pe un instrument și încearcă să-i afle toate tainele. Sper eu că am reușit să vă facem o surpriză frumoasă astăzi. Deci mulțumim încă o dată domnului primar Bălăjel, Consiliului Local al Comunei Răucești, părinților, în primul rând, care îi susțin și la o parte din copii le-au cumpărat instrumente și îi lasă să vină la această activitate. Mulțumim foarte mult și vrem să spunem acum un la mulți ani cu prilejul acestei zile festive a dumneavoastră. La mulți ani tuturor răuceștenilor și oglinzi, că înțeleg că amândouă aici una lângă alta. La mulți ani, la mulți ani Răucești, la mulți ani dragii noștri, la mulți ani domnule profesor. Vă mulțumim pentru această bucurie, pentru emoțiile pe care le-ați transmis prin muzică. Aplauzele dumneavoastră vor încununa momentul deosebit care tocmai s-a încheiat și așteptăm pe scenă de nenumărate ori să ne încânte și să ne dăruiască din ceea ce înseamnă muncă. Domnule profesor, aplauze și Dumnezeu să vă dea răbdare, sănătate și putere. Vă mulțumim și noi! Această zi continuă și astăzi, doamnelor, domnilor, dragii noștri, premiem în continuare excelența. Premiem acei oameni care își dedică timpul, mintea, sufletul comunității. Îl invit alături de mine pe domnul primar Bălăjel pentru a mâna diplomele. În semn de prețuire pentru contribuția remarcabilă adusă la ridicarea prestigiului Comunei Răucești. Domnule primar, vă invit alături de noi. Diploma de excelență oferită de către primăria și Consiliul Local Răucești. Deci avem o diplomă de excelență pentru doamna doctor Manolache Lidia, care fără dânsa nu am putea să fim așa vrednici, așa că din când în când mai trecem și pe la cabinetul dumneavoastră, să o aplaudăm și o invităm la lângă noi pe scenă. Avem diplomă de excelență pentru doamna doctor Apostol Teodora. O așteptăm lângă noi. Diplomă de excelență pentru domnul doctor Petre Ciudin de la Oglinz. Îl așteptăm lângă noi, dacă este. Domnul doctor Petre Ciudin.
Vă mulțumim! Sănătate, bucurii și răbdare alături! Diplomă de excelență în semn de aleasă prețuire pentru rezultatele sportive deosebite obținute și contribuția remarcabilă adusă la ridicarea prestigiului Comunei Răucești. Vă așteptăm pe scenă să vă primiți diplomele. Clubul sportiv Speranța Răucești. Da, dar îi amintim, domnule primar, domnul președinte inginer Costel Chiriac. Eu știu că băieții de la clubul sportiv sunt în meci în momentul de față, undeva pe la Girov, și îi așteptăm cu drag. Au anunțat prezența, că vor fi prezenți alături de noi, așa că vor ajunge și vom urca și pe dânsi și pe scenă, că ne-au făcut bucuroși de fiecare dată, au ajuns până în Liga a treia și nu e puțin lucru. Invit pe scenă pe domnul director profesor Anton Traian la școala Răucești, pe domnul director, domnul profesor Filip Gheorghiță de la școala numărul 1 Oglinz, pentru că avem o colaborare, zic eu, destul de sănătoasă și frumoasă, le îmânăm câte o diplomă și vrem să colaborăm și să fim unul lângă altul, așa cum am fost și până acum, pentru că acești copii minunați ai Comunei Răucești au nevoie să învețe bine și să aibă condiții bune. Și împreună putem face acest lucru. Domnule director, să ne trăiți într-un mulți ani. Dacă vreți să ne adresați ceva legat de ziua de astăzi. Bună ziua! Vreau să mulțumesc domnului primar comunității locale pentru sprijinul acordat școlii gimnaziale numărul 1 Răucești. Realizăm în fiecare an lucruri frumoase pentru comunitate. Încercăm să modernizăm școlile din Comuna Răucești, să le aducem la standarde europene, să oferim cea mai bună educație copiilor și să oferim Comunei Răucești un viitor luminos. Mulțumesc și la mulți ani! Bună ziua, vă spun și eu și am să încerc cu o remarcă. L-am felicitat pe domnul primar, o fac și acum, pentru modul impecabil cum și-a organizat ziua de astăzi, iar în numele elevilor și a distinșilor colegi, profesori, cadre didactice de la Școala Profesională Oglinz, sincere mulțumiri pentru diploma de onoare acordată. Vreau să spun că în ultimii ani școlari la Școala Profesională Oglinz au fost în derulare mai multe proiecte de extindere, modernizare a corpurilor de clădire. Chiar am beneficiat de o construcție nouă, grădiniță cu program normal, de program de dotare cu mijloace IT pentru toți profesorii și elevii, iar în acest an școlar, 23-24, avem două proiecte în derulare, avem finanțare prin PNRR și PNRAS-ul. Suplimentar, Școala Profesională Oglinz are și un proiect european, Erasmus, cu finanțare nerambursabilă în valoare de 67.000 de euro pentru elevi și profesori. Nu pot să închei fără a adresa dumneavoastră, răuceștenilor, dragi gospodari, să aveți o zi frumoasă, să aveți împliniri, un an cu multă sănătate și din toată inima, la mulți ani! Mulțumim, domnule director, mulțumim domnului primar, dar domnul primar rămâne alături de noi pe scenă pentru că vom premia excelența în ceea ce înseamnă învățătura, setea de cunoaștere. Dragi elevi, dragii noștri, vă mulțumim pentru bucuria și pentru curiozitatea de a păși neînsetați pe acest drum al cunoașterii. În semn de aleasă prețuire pentru rezultatele deosebite la învățătură și activitatea educativă desfășurată în cadrul școlii Oglinzi. Vă invit
invităm, dragi elevi, să vă apropiați de scenă, unde domnul primar vă va amâna diploma și darul pentru toată activitatea voastră. Chirilă Ioana, Maxim Cristian, Ioan Miruna, Bosancu Alexia, Ioan Ilinca, Tanasă Anastasia Maria, Rachieriu Andrei, Amariei Delia Georgiana, Munteanu Anastasia, Munteanu Bianca, Ionica Elena, Tănase Mihaela. Aplauzele dumneavoastră pentru acești copii minunați, pentru acești copii care pun pe primul loc, poate și pe al doilea și pe al treilea, dorința de cunoaștere, dorința de a evolua. Pentru că educația, se știe că pașii sunt anevoioși, însă rezultatele și acel vârf al muntelui unde vor ajunge, iar priveliștea pe care o vor admira, este deosebită. Și ei se bucură de pași mici și siguri. Acum, dragii noștri, urmează activitatea și rezultatele deosebite la învățătură și activitatea educativă desfășurată în cadrul școlii Răucești. Moisi Zavalike Alexandra, Luca Maria, care va recita imediat și o poezie pentru dumneavoastră, Popa Ștefania, Popa Estera Gabriela, Popa Robert Gheorghiță, Popa Ioana Justina, Moisi Denisa Ștefania, Diaconașu Daria, Manolache David, Stan Alexandru, Enciu Paul Sebastian, Negru Marian, Vornicu Alexandru, Celus Dumitru. Și până când domnul primar, împreună cu domnii directori, le mânează diplomele, o invit pe eleva, pe domnișoara Maria Luca, alături de mine. Maria Luca, aici, va recita pentru dumneavoastră și vă va spune câteva cuvinte din istoria poeziei E sărbătoare în sat la noi. Voi citi o poezie scrisă de doamna Teodora Doruța Pavel, fiica satului Răucești și autoarea viitorului volum de poezii Viața în oglinda timpului. E sărbătoare mare în sat la noi, mulțimea de prin jur se adună toți cei dragi acasă. E sărbătorită azi, comuna noastră. Ești și vei rămâne, leagăn pentru toți, leagăn al copilăriei noastre. Ești leagăn pentru fii, pentru nepoți și pentru cei ce ne privesc din zări albastre. E veselie mare, joc și voie bună, ne distrăm cu toții, azi, cu micul mare, căci nu vedem în fiecare zi, în comuna noastră, așa o sărbătoare. Se aduc sincere omagii pentru acei ce poartă în spate ani de aur, pentru acei ce cu sudor prin muncă aduc comunei noastre un tezaur. Din împrejurim, din satele vecine, de pe-al nostru drag meleag, vin să ne încântă astăzi, cântăreți, cu mare drag, dansator ai școlii noastre, fii ai satului natal, vin să ne înveți pașii, dans în port, în popular. Cur grăvașe din văzduh, aduse din depărtare, de la fiii tăi făcuți, cetățeni demni de onoare. Se au tobele bătând, imnul țării cum răsună și un cântec ostășesc al fanfarei din comună. Cântă trompetele ajale, trombonul sună zgomotos, fanfara ne amintește iarăși trecutul nostru glorios. Ne răscolește în suflet și simțiri și scoate din adâncuri triste amintiri despre bunici, părinți, pierduți și dați uitării, emoții pentru a noștri fii ce poartă haina țării. Ne bucurăm cu toții de mândra sărbătoare, de sătenii noștri, de cei cu fruntea sus, de comuna noastră frumos înfloritoare, de bravi săi eroi ce dintre noi s-au dus. Îți purtăm cu cinste și mândrie al tău nume, vei rămâne în timp cu tineri de renume, cu căldură în suflet copiii să ți-i crești, să ajungi să fii destoinici ai comunei Răucești. Mulțumesc!
Felicitări! Mulțumim pentru frumoasele versuri, pentru emoționantele versuri. Pe dumneavoastră, stimați elevi, vă felicităm, aveți parte de respectul și de încrederea noastră în viitorul nostru. Aplauzele dumneavoastră pentru elevii Comunei Răucești, a satului Oglinzi, să aveți sete neînsătată și o foame pe care să o puteți hrăni doar prin cunoaștere. Vă mulțumim și mult, mult respect! Vă invităm să coborâți de pe scenă și îl invit pe domnul primar, care mai are câteva cuvinte de adresat unor oameni care, pentru care aș spune doar atât, cuvinte. Cuvinte, dar nu doar cuvinte, ci fapte. Fapte pentru că un primar, ca să aducă această bucurie în mijlocul oamenilor, atât a gazdelor cât și a oaspeților, are nevoie de echipă. Iar echipa sunteți fiecare dintre dumneavoastră. Domnule primar, mai aveați de amintit pe cineva? Da, într-adevăr, din câte am înțeles eu, a apărut la noi aici, în fața scenei, și noi îl văd, pe domnul fost primar a Comunei Răucești, pe familia Humă, care îi așteptăm aici, în mijlocul nostru. Vă rog să-i aplaudăm, tot pentru frumoasa vârstă de 50 de ani de căsătorie. Vă așteptăm. Rog. Vă urăm sănătate, bucurie și tot ce vă doriți să vă dea bunul Dumnezeu la mulți și buni ani împreună și de aici încolo. Să-i aplaudăm, dragii mei! Sigur că da, vă dăm și dumneavoastră microfonul. Cred că e cea mai mare greșeală când mi l-ați dat. Mulțumim, domnul primar, pentru ceea ce am primit. Dar vreau să spun că se spune nuntă de aur, dar mult mai strălucitoare a fost cei de acum 50 de ani. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că am ajuns să trăiesc împreună cu soția 50 de ani. Mulțumim domnul primar și Consiliul Local pentru diplome, dar știți cum e diploma asta? Precum lumânarea la mort. Cum lumânarea nu învie mortul, așa diploma asta nu elimină ghiba sau juliu. În centru. Vreau... Nu, vreau să mulțumesc în același timp și organelor de la primărie Răucești. Avem o primărie frumoasă, cu oameni competenți și îți face plăcere să te duci la primărie dacă n-ai taxa mare sau vreo amendă de plătit. Vă mulțumesc pentru tot. Vă urez multă sănătate și fericire. Secretul fericirii este iubirea. Iubirea de între soți, iubirea copiilor, iubirea părinților, iubirea muncii, dar în primul rând iubirea față de Dumnezeu. Al doilea rând, iubirea față de primar și consiliul local. Iată ce frumos, au venit niște copii frumoși aici și cred că sunt nepoții ei, nu? Să vă trăiască frumos, frumos. Marie,
O să mergem acolo să facem o fotografie. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate. Pe aici, coborâm, pe aici. Să rămână. Iată că spun din nou, la mulți ani răucești. Au fost minute încărcate de emoție. Dați-mi voie să mă prezint din nou pentru cei care ați ajuns abia acum să vă bucurați de aceste momente, de această zi de sărbătoare. Numele meu este Simina Teodorescu și am venit cu drag, cu emoție și cu mult respect în suflet pentru tot ceea ce oferă, pentru tot ceea ce dăruiește comuna dumneavoastră, prin oamenii domniilor voastre, prin tot ce ați realizat aici. Primul pas făcut în comuna Răucești înseamnă bucurie, respect, recunoștință. Mândriți-vă cu tot ceea ce aveți în suflet și cu tot ceea ce dăruiți fiecărui om care vă deschide poarta și pășește pe aceste meleaguri. Mulțumim primăriei comunei Răucești, mulțumim Consiliului Local, mulțumim tuturor celor care ați făcut posibil acest eveniment și vă mulțumim dumneavoastră că astăzi ați ales să petreceți alături de noi și noi să petrecem alături de dumneavoastră o zi de sărbătoare. Sărbătorește românește! Unde altundeva decât aici, la Răucești? Iată că suntem la cea de-a 16-a ediție a unei zile de sărbătoare cu oameni în sărbătoare. Vă mulțumim! În minutele următoare, această scenă va prinde viață, va prinde culoare, va fi tot ceea ce înseamnă muzică, va fi tot ceea ce înseamnă sărbătoare. Pentru tot ceea ce se dăruiește astăzi și în fiecare zi, mulțumim, domnule primar, pot doar să vă spun multă sănătate, să vă dea Dumnezeu oameni pe care să vă puteți baza. Iar astăzi, dați-mi voie să spun că sunt alături de domnul primar și alături de dumneavoastră reprezentanții ai Consiliului Județean Neamț și ai Prefecturii Neamț. Da, într-adevăr, avem pe domnul subprefect Adrian Ciobanu, care a vrut să fie și dânsul alături de noi. Dacă vrea, îl invit chiar pe scenă să vă spună și dânsul câteva cuvinte. Și am văzut și câțiva consilieri județeni care au vrut să fie astăzi alături de noi la ceas de sărbătoare. Vă așteptăm! Domnul subprefect, dacă mă auziți și vreți, vă rog, și ceilalți consilieri, vă așteptăm! Sărut mâna, stimate doamne, bună ziua, distinși domn. Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Îi mulțumesc domnului primar pentru invitație, un primar destoinic, așa cum îl cunosc eu de mulți, mulți ani. Și acest eveniment este în tonul a ceea ce știe să facă domnul primar. Vă felicit, domnule primar, pentru organizare. Este un eveniment superb și vremea ține cu noi. Sperăm să țină până la sfârșit. Ce să vă spun, la mulți ani, multă sănătate, bucurii și să ne vedem sănătoși și bucuroși la anul. La mulți ani! Vă mulțumim frumos, domnul subprefect, să ne trăiți. Să știți că eu de câte ori merg la prefectură și la Consiliul Județean, avem ușile deschise de fiecare dată și nu ies de acolo până nu vin cu situația clară și rezolvată, să știți. Deși mă mai dau pe ușa afară, eu intru pe geam și tot așa. Până la urmă tot o rezolvăm. Avem și un domn consilier județean. Vă rog, adresați câteva cuvinte. Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație domnului primar. Am remarcat că anul ăsta este o organizare desăvârșită. Chiar felicitări pentru asta. Pot să vă spun și eu un gând bun, multă sănătate, mulți ani și tot așa. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumim, mulțumim! Rămâneți alături de noi, vă rog! Noi așteptăm pe scenă mlădițe de folclor. Sigur, 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 nu pleacă, rămâne până de seară la focul de artificii. Haideți aici. Haideți aici, întrebați.
Oameni dragi, astăzi dați-mi voie să vă prezint o parte din programul, o parte din bucuria, culoarea, energia acestei scene. Bineînțeles că ne pregătim pentru momentele următoare, dar acest moment va fi doar peste câteva minute, timp în care colegii noștri de la sunet, de la scenă, și salutăm și vă mulțumim Global Stage, vă vor încânta cu muzică. Dar astăzi, într-o zi de sărbătoare, pe această scenă vor urca și vă vor dărui grupul Mlădițe de Folclor. Sunt Ziana Oșlobanu, Vasile Urzică, Gabriela Ujică, ansamblul folcloric Floricică de la Munte, Alexandru Brădățani, Codruța Filip, Andreea Hăisan, WhatsApp, Simona Manola Checiuntea, formația Azur, Antonio Pican, Randy. Iată că se anunță o zi cu multă, multă energie, cu multă bucurie, o zi adevărată de sărbătoare. Acum noi vă sfătuim să vă așezați comod pe scaune, să povestiți, să vă bucurați de cei dragi pe care astăzi îi revedeți, iar noi ne vom pregăti pentru momentele următoare de spectacol. Până atunci, la mulți ani încă o dată! Noi am vrea doar la început să mulțumim din suflet pentru cuvintele frumoase. Să vă precizez că eu apreciez foarte mult munca copiilor și de asemenea stăruința părinților de a-i susține în tot ceea ce facem noi. Le mulțumesc și părinților pe această cale și bineînțeles împreună cu ei mulțumim din suflet domnului primar pentru sprijin și pentru susținere. Pentru noi este primul moment folcloric pe scenă, așa că vă rugăm să fiți îngăduitori. Sperăm să vă placă și desigur o să vă invităm și la o voră alături de noi. Thank you.
Și eu-s norocoasă că și bota nu mă las. Îmi păscă la joc din casă, măi
mulțumim. Sperăm că cu melodiile noastre până la urmă o să alungăm norii, așa că în cele ce urmează vă invităm la o horă alături de noi. Câteva melodii proprii de ale zonei interpretate de către mine, în final cu Narcisa Monu la vioară. Măi, mândreză, ți-am pregătit căruța umplut. Miniori, vin-o pe masă, roată-vă pe masă, să scoatem floarea din casă, ca să-i mireasă. Să rămâie mirile ca-n ploia mirile. Măi, să trăiască mirile, trăiască mirile. Alițele gustat, mai venit și-am uitat, pomodul n-am jucat. Șemierele-i frumoșan ca tras printr-un inel. Măi, nu-i ca dânsul altul stat, mai gospodar bărbat. Mândrilor li pare rău după așa flăcău. Măi, nu mai umblă noaptea-n stat, de azi o însurat. Mirii orbi după masă, roată după masă, să scoatem floarea din casă, ca să-i mireasă. Să rămâie binele ca-n roi albinele. Măi, să trăiască mirile, trăiască mirile. Să trăiască nunii mari, trăiască nunii mari. Măi, au tineru plin cu bani, că-s oamenii gospodari. Mirii orbi după masă, roată după masă, să scoatem floarea din casă, ca să-i mireasă. Să rămâie mirile, ca-n roi albinile. Măi, să trăiască mirile, trăiască mirile. S-o primi și s-o primat, niște stăjari. Au crescut ochii frumoși, să-i Doamne sănătoși, la mulți ani și mult mă rog, și la anul în popor. Tu nara, que tapa la coquitura.
alături de noi, număr cât mai mare și împreună și cu domn primar, că l-am văzut pe aici, pe lângă noi. Sănătate, șobanașului, să-i dai, Doamne, sănătate, șobanașului, să se întoarcă iar în sat, cu oile la iernat. Haie, da, hai, tairam, tam, tairam, tiri-tiri-da, jos în vale, la izvoră, toți să-mi iubim cu dor. Haie, da, hai, tairam, tam, tiri-tiri-da, la umbra stejarului, pe sub șertate neamțului. Și-apoi când se lasă sare șobanașului, pare-ai tipii de-al coboare șobanașului, se bagi oile strângă și șiupenii să le mulgă. Haie, da, hai, tairam, tam, tairam, tiri-tiri-da, numai sara piesă rată, el dă târgoale prin sat. Haie, da, hai, tairam, tam, tiri-tiri-da, șobanaș din la nivori, pe-ta oile scotiori și vină la șoasă. Hai să ne prindim în joc, șobanașului, joacă dă-ți-a tu cum poate, șobanașul pe schimbate. Haie, da, hai, tairam, tam, tairam, tiri-tiri-da, care vreți, care-i puteți, pe schimbate, măi băieți. Haie, da, hai, tairam, tam, tiri-tiri-da, și iar verde de gutui, de fiecare cu al lui, jocul este-i scuturat, tot o fată și-un băiat. Mulțumim dansatorilor! Trunzuliță, busuioc, i-auzi muzica la joc, când mi-i dă-l pe linio foc, că nu poți sta pe loc. Trunzuliță, busuioc, i-auzi muzica la joc, mi-i dă-l pe linio foc, că nu poți sta pe loc. Și apoi eu rog, Rosulita, vii o reacă de joc duminica.
temea lucrului, ca văd boala trupului, ca cazul bărbatului, pui ești poarta cui. Nu s-a crezut bine așa, că bărbatul mai ierta, la lucratul ca mânta, a poate sta. Să știu poți mi-a păcuit, să nu fii și-ai bălit, eu aș da și-ai bătit, și tare bine mai trăit. Mulțumim, mulțumim!
Felicitări, dragii mei, felicitări domnul Costel Chiriac, felicitări domnul Florin Dăscălescu, care avem și pentru dânsul, unde-l avem, aici. Felicitări. Avem și o susținătoare și o coechipieră, doamna Ana Săvescu, care este trup și suflet. Vă așteptăm, doamna Ana. Și avem și pe domnul vicepreședinte a clubului sportiv, pe domnul Titișor Săvescu. Îl așteptăm aici, lângă noi. Dragii mei, eu vă mulțumesc în mod special dumneavoastră și ce să vă zic, țineți-o tot așa că e bine. Poate ne ajută Bunul Dumnezeu să intrăm și în Liga a treia, nu? E un pic mai greu cu banii, dar Dumnezeu e mare. Vă mulțumesc tare mult, vă urez să rămâneți alături de noi până la focul de artificii. Și vă vreau așa, verzi și frumoși. Hai, Speranța! Mulțumim, domnule primar, dar văd că aici sunt pregătite diplome. Eu vă țin microfonul și vă ascultăm. Curtă, lui Cosmin Șerpan. Dragoș Patrichi. Alexandru Bordeian. Marius Cucoș. Avram Vlad. Cristian Borcilă. Ilie Pavel. Adelin Petrescu. George Leonte. Da, da, trebuie să
să scap piesa. Roșu Alexandru. Lăsați-l un pic în scap. Nu că vrea Magda, trebuie să... Denis Melenciuc. În fine, prima... Ștefan Bordei. Da, direct cu Mara Mureșu. Așa. Și după aia la Flori Micuț. Nicuță Irinel. Da, hai numai să-i scrie. Da, da. Ionuț Biclaru. Alexandru Babilița. Alexandru Zmău. Ștefan Spiridon. Alexandru Obreja. Tudor Chiriac. Claudiu Ciocoiu. Mihăiță Surdu. Și pentru cel mai tare suporter, Nicu Roșu. Dragii mei, vă felicit și promit că voi fi alături de voi, așa cum bine știți. Încerc din toate puterile și răsputerile să menținem echipa asta frumoasă. Chiar meritați! Felicitări, domnul Costel Chiriac! Mergem la panou să facem o fotografie, vreți? Bine! Mulțumim! Aplauzele dumneavoastră pentru excelența în sport! Vă mulțumim și mult, mult, mult!